primarul Ion Bârcă de la Turburea nu e o somitate în administrație, dar e bine ancorat în PSD. Numai așa se explică disprețul cu care îi tratează pe locuitorii comunei atunci când vine vorba de interesele sale personale. Bârcă nu e nici măcar un intelectual rasat, dar are priză la popor. În ciuda unor aventuri în fruntea administrației locale, multe dintre acestea care frizează penalul. Cu toate astea, PSD-istul a intrat în cursa electorală pentru al treilea mandat de primar, deși a compromis definitiv ideea de administrație cu instalarea în funcții de conducere ale instituțiilor locale, ale unor personaje din cercul său de prieteni și apropiați, care au făcut deliciul presei în ultimii ani. Bârcă l-a uns în urmă cu ceva vreme în fruntea clubului sportiv Știința Turburea pe tractoristul primăriei. Astfel, noul președinte se încadrează perfect în cercul intelectualilor de talie promovați de Bârcă, în poziții importante pe plan local. Florea Nicolici, tractoristul ajuns președinte, are aceleași aspirații ca cele ale primarului, adică obținerea bacalaureatului, un hop pe care Bârcă nu a reușit să-l depășească. Din elita comunei face parte și cumnatul lui Bârcă, Cosmin Șerban Becheru, pe care primarul a promovat în anii trecuți în fruntea Serviciului Public de Gospodărire Comunală, aflat în subordinea Consiliului Local din Turburea. Din cauza numirii soțului surorii sale ca director interimar timp de aproape 2 ani la Serviciul de Gospodărire Comunală, Ion Bârcă a intrat în vizorul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Gorj pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. Sesizarea a venit de la Autoritatea Națională de Integritate, care a transmis o plângere la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, iar ancheta a fost preluată ulterior de IPJ, care a stabilit că dispoziția de numire în funcția lui Becheru a fost dată chiar de către cumnatul său, primarul Ion Bârcă. Un alt apropiat al primarului s-a făcut remarcat în presă cu ceva timp în urmă, când a fost prins băut la volan. Cojocarul Marin, șoferul primăriei Turburea, se afla în timpul serviciului și pe la orele prânzului. După ce s-a ospătat în cantina primăriei, a plecat la o plimbare prin comună. Ghinionul său a fost că a fost oprit de un echipaj de la poliția Târgu Cărbunești, care a constatat că șoferul lui Bârcă avea o alcoolemie de 0,45 mg per litru alcool în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat și probe biologice la spitalul din Filiaș, s-a ales cu amendă, dar și cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană aflată sub influența alcoolului. În toamna anului trecut, Bârcă găsise soluția de rezervă și în situația în care pierdea procesul cu Agenția Națională de Integritate, primarul intenționa să-și arunce soția în bătălia electorală. Bârcă și-a pregătit terenul și l-a exclus pe viceprimarul Constantin Daju din PSD, singura opțiune a partidului în care actualul edil era declarat incompatibil și unica piedică în calea soției. Bârcă vedea normal ca planul său de rezervă să o includă chiar pe consoarta sa și admitea că soția ar putea candida, că doar știa problemele primăriei. Deocamdată nu a fost nevoie ca soția să se sacrifice în politică, pentru că susținerea de la partid pentru Bârcă a fost suficientă pentru ca acesta să aspire la un nou mandat de primar la Turburea.